Virgil Ciocea, primarul Comunei Pietroasa, s-a alăturat echipei Partidului Social Democrat, urmând să candideze pentru un nou mandat ca reprezentant al PSD. Totodată, viceprimarul localității Cătălin Vasi, cu care Virgil Ciocea face echipă, a venit și el alături de Social cei doi dorindu-și să colaboreze în continuare. Am decis să candidez din partea PSD și să mă alătur echipei Social la alegerile din 2024. Sunt convins că este opțiunea potrivită pentru dezvoltarea în viitor a Comunei Comunei Pietroasa. Întrucât consider că munca se realizează în echipă, alături de mine au făcut același pas și viceprimarul Comunei Cătălin Vasi, dar și alți colegi consilieri. Simt că m-am întors între prieteni și între oameni care au contribuit la dezvoltarea mea profesională, transmite primarul Comunei Pietroasa, Virgil Ciocea.